Și nu te mai întorci? Nu. De ce? Nu chiar să vorbesc despre asta. Ar trebui să te gândești mai bine. Asta a fost un sfat? Wow, unde să scriu? O să-ți pară rău. Bă, ce deștept ești azi? De ce ai pe ocolite? Dă-mi direct două palme, nu mai ține-n tine. Faci cum vrei, treaba ta. Eu am vrut să te ajut. Da, mulțumesc, mi-ai fost de mare ajutor. Ca întotdeauna. Ia uite-te și tu, e curat, că eu nu-mi dau seama. Hai mă, lasă-mă cu geamurile tale. De ce te-ai apucat să faci curățenie? Vrei să punctezi la impresia artistică? Dar ai grijă să nu-ți strici unghiile. Nu pot să stau degeaba. Asta e specialitatea ta. Catrina, lasă geamurile, fă-ți bagajul și te întorci frumos înapoi, că aici nu-i de tine. Deocamdată speli geamurile și e ok, că tu ai vrut. Dar mâine, poimâine, o să te roage tata să-i speli pantalonii și nu o să poți să le refuzi. Și după aia o să te roage să-i și calci și iar nu o să poți să le refuzi. Și după aia nu o să te mai roage. Crezi că o să plouă azi? Eu ți-am zis. Tataie, Sorin, pe unde-s? Tataie, nu știu pe unde umblă. Pe Sorin l-am trimis să-mi ia niște portocale. Pofte? Pofte! A început să miște? Apropo, ce a zis tata de Victor? Ea cam căzut fața. Văd că nu știe nimeni nimic despre el. A venit aici, a făcut scandal, s-a dat profesor. Auzi, tot am vrut să te întreb, el cum era la pat? Dibuia cu bastonul sau trimitea pe cineva să țină locul? Disimțitule! Uite-l și pe Sorin. Ce formă? Ce-i cu tine aici? Uite, vreau să închiriez o cameră. Am auzit că primiți chiriași. Târziu, s-a ocupat deja. Ce-i la banane? Da, n-aveau decât banane aici. Mi-a fost zene să mă duc până în partea cealaltă, să iau portocale. N-aveam buftă de portocale. N-aveau decât banane și mere, mi se iau banane. Mai bine luai mere. Și napoletane n-aveau. De ce n-ai luat napoletane? Sau vreo două, trei pâini, dacă tot ai bătut drumul până acolo. Nu mai bine mă duceam eu deloc? Ce faci? M-a sunat tataie și m-a rugat frumos să vin până la el. Și aveam la treabă. Am lăsat totul baltă și am venit. Ce era să fac? Nu știi? Ce vrea? Habar n-am. Pe unde e? S-a plecat acum jumătate de oră. Așteaptă-l, că a zis că vine repede. Du-te și ia-mi portocale. Dar tu de ce nu te duci? Eu am treabă, nu vezi, șterg geamurile. Pe le-ai mai șters odată și ieri. Ce faci, le ștergi în fiecare zi? Mai schimbă și tu. A, de ce nu dai cu aspiratorul la mine în cameră? Că am dat eu ieri. Deci nu vrei să te duci să-mi iei portocale? Mă, ești bătută în cap? Nu înțelegi că n-aveau portocale aici? Pa, aveau, dar ți-a fost ție sire să treci strada. Te duci sau nu te duci? Nu! Bine, las că mă duc eu. Să te mai prinde vreodată că-mi cer mie ceva. Așa mamă, să fac și m-ai nebunit la cap cu portocalele tale. Crezi că n-am altceva mai bun de făcut decât să stau după fundul tău? Ia mea, fă mea. Ce ești eu, sclavul tău? Vreau portocale! Sună-l pe Victor să-ți aducă. Unde te duci? Să-mi iau portocale, că nesimțitul ăla nu vrea să se ducă să-mi ia. Iar a spălat geamurile. Dacă altceva nu știe. Bună, Magda. Bună. Ce-i cu tine? Nimic. Am venit așa, pe dată. Nu vei era dor de mine? Sorin? Dorul și cu proba aia ce ai făcut? Ai luat-o? Da. Într-un fel am intrat pe lista scurtă. De acum încolo intervin pilele. Se complică treaba. Încep jocul de interese. Nu înțeleg. Vezi că m-am întâlnit cu ăla, cu garsoniera. Mă închiriez. Ce ai de gând?
Aș bea ceva rece. Tu nu vrei nimic? Nu. Și cât stă? Azi se întoarce. Ai dus Alii de la aeroport? Mi-a luat liber, dar nu mă duc. O să-l iau pe Titus de la grădiniță. Veniți încoace? Nu, stați liniștiți. Magda, s-a întâmplat ceva și cu tine? La ce oră a plecat Ștefan de aici? În noaptea când s-a întors Catrina? 3:30, 4, așa ceva. De ce? Acasă a ajuns la 7. Da? Da. Nu știu exact, că nu m-am uitat la ceas. S-o mai fi oprit pe drum pe undeva. De asta mă tem și eu. S-a spălat și a aruncat câteva haine într-o geantă și m-a întrebat ce vreau să-mi aducă, că el pleacă la Viena. Și tu crezi că n-a plecat sau ce? Că nu înțeleg. Nu e prima oară când pleacă la întâlnirile astea cu directorii. Numai că deplasările astea sunt programate cu mult timp înainte și nu se țin niciodată în weekend. Se duc acolo să muncească, nu să numere lebedele. Dacă ai pornit pe panta asta, nu te mai oprești niciodată. Crede-mă că știu ce vorbesc. Vasile al meu pleca cu săptămânile. De asta am vrut să vin să vorbesc cu tine. De asta ai venit să mă iei de la școală? Ștefan nu m-a mințit niciodată. Dacă se întâmplă ceva cu el, îmi spune. Chiar și dacă își ia o amantă? Stai liniștită, că nu e genul. Să-i mulțumești lui Dumnezeu că seamănă cu tata. A iubit-o pe mama și a fost credincios până în ultima clipă de viață. Tu nu mai înghiți niciodată, nu-i așa? Ce vorba e asta? Cum poți să spui așa ceva? Niciunul din familia asta nu mă înghite. De ce? Ce-i cu tine? Ești obosită. Ce v-ați mai bucura dacă ne-am despărțit, nu? Doamne, ce prostii spui. Ce-ar trebui să fac ca să vă intru în grație? Să-mi iau copilul și să mă mut în mușuroiul ăsta? Asta sunteți voi, termite pe buzunarul soțului meu. Și ce mi-a zis Vasile de ziua ta? De ce nu vă mutați voi mai pe aici, pe aproape? E liberă casa asta de lângă noi. Niciodată. Draga mea, ești supărată și vezi totul în negru. Să știi că niciunul stau pe roze. Și avea parașuta aia de o iubeați toți. Ana? Da, Ana. Dar de ce-ți permis tu să vorbești așa despre cineva pe care nu-l cunoști? Nu-i frumos. Da? Tonul ăsta te rog să-l păstrezi tu pentru catedră. Am văzut-o și odată și am înțeles pasiunea lui Ștefan pentru ea. Hai să vorbim cinstit. Știu că nu sunt iubită în familia asta. Niciodată n-am fost. Eu și... Niciodată nu m-ați considerat că sunt femeia potrivită pentru Ștefan. La toți v-a părut rău când s-a despărțit de Ana. Ana e frumoasă. Și când m-ați văzut pe mine, mi-închipui ce dezamăgire am fost eu pentru voi toți. Magda, știi foarte bine că Ștefan a făcut totdeauna ce a vrut el și cum a vrut el. Noi toți ne-am bucurat când s-a despărțit de Ana. Și tot atât de tare ne-am bucurat când te-a întâlnit pe tine. Pentru mine contează ca el să fie fericit. Și orice femeie care îl face fericit e binevenită în casa asta. Ok, zi, cât? 100 de euro, ar face 3. Zic să te grăbești, e în buricul Bucureștiului. Dacă dă anunț, agențiile găsesc client și la 300. Păi de ce dă așa de ieftin? Ce, în bloc cu bulina roșie sau ce? Mă, tu ești tâmpit? La banii ăștia te interesează bulina? Băiatul o ține deoparte pentru că l-am rugat eu frumos. N-ai zis tu că o vrei pentru futelniță? Și dacă ai ghinionul să-ți cadă tavanul în cap chiar atunci, asta e. Mori fericit. Apropo, ce mai babardești? Hai mă... A? Sau ești ambidextru? Treci una, schimbă mâna... Exact. Aha. Tu, tot cu aura aia? Nu. Alta. Una bună. Numai că e cam... vede lucrurile în perspectivă. E
Genul ăla care te întreabă după prima noapte dacă nu vrei să te muți la ea. Știu că Ana a fost aici. Aici? Când? În noaptea în care Ștefan a adus-o pe Catrina. A fost și ea aici. De ce n-ai dat-o afară? Nu te-ai gândit că o să aflu? Nu e adevărat. Greșești. Să vă intre bine în cap. Ștefan e soțul meu acum. Eu am un copil cu el și îl iubesc. Toate joculețele astea tâmpite pe care voi le faceți, chipurile pentru binele lui, sunt împotriva mea. Te interesează atât de mult fericirea lui, indiferent cum o obține? Să știi că și eu vreau ca Ștefan să fie fericit. Nu știu nimic despre femeia asta. Și ca să fiu sinceră, nici nu mă interesează să aflu. Ana a fost aici. N-a fost. Ba da, a fost. Cât o ținem așa? Dacă spun că n-a fost, n-a fost. Ești rea și atât. Sau foarte supărată. Și tu ești oarbă dacă nu vezi ce se întâmplă sub ochii tăi. Sau foarte ipocrită. Oricum ai dau-o, tot ești vinovată. Pa! Ascultă-mă ce zic. Ce faci, pleci? Ce face Ștefan? Dacă nu o să-ți iei admiterea la stat, să nu-ți imaginezi că Ștefan o să sponsorizeze cursurile la o particulară. Ai face mai bine să te duci să înveți. Ce ai, dragă? Dragă? Am făcut o greșeală că te-am lăsat să te mă tutuiești. A pus Magdalena geana pe tine. Tu lasă miștourile astea ieftine pentru pițipoancele tale. Bine că m-ai lăsat să plec ca proasta, fără niciun bani. Ce te uiți așa la mine? Tu te-ai căutat bine? Poate ți-a rămas vreo bagnotă prinsă la sutien sau în chiloți. Mai porți chiloți, nu? Urât-o! Leo! Ia vino tu puțin încoace! Eu? E ceva neregulă aici. Mure, femeia asta! Sorinele? Dacă te rog eu mult de tot, faci ceva pentru mine? Nu. De ce l-ai sunat pe Ștefan? N-a sunat să văd ce mai face. Nu am voie. La ora aia, întâi nopții? Da. Și care e problema? E frate meu. Ia uite-te la mine. Uite-te la mine, te rog. Tu știi ceva ce eu nu știu? Ar trebui să-mi spui ceva? Parcă suntem la poliție. Nu vrei să mă torturezi? Nu glumesc. Hai, mamă, oprește-te. Nu te pricep la interogatorii. Ești varză. Am sunat pe Ștefan atunci pentru că știam că e aici. Am vrut să văd ce se întâmplă. Înainte să sune pe Ștefan, Catrina a încercat să mă convingă pe mine să o ajut să se mute de la babălui cu ei. Sunt varză. Ce-i limbajul ăsta? Și de ce nu te-ai dus să o ajuți pe Catrina dacă te-ai chemat? Așa v-am crescut eu? Uite, dacă vrei, scade nota la purtare. Și lasă-mă în pace. Și să știi că nu e babalăg. E un om foarte cum se cade. Mă rog, mai în vârstă, dar cum se cade. Cu o pregătire specială, cu ținută aparte. Cu o situație materială excelentă. Eu nu știu ce bați mi-ți-a zis Magda, dar habar n-am ce a făcut Ștefan în noaptea aia. Și nici nu mă interesează. Vreau să te intereseze. Ție de Catrina nu-ți pasă, de Ștefan nu-ți pasă? Schimb femeile ca pe ciorapi? Ce se întâmplă cu tine? Aoleu, ce zi proastă am prins. Băi, fraților, să mă calce nebun aia de Magda cu mașina și mai multe, nu? Ești bine, tătăie? Oh, la pompa de benzină fac la dreapta. Mă uit într-o parte, mult într-alta, când se texta, dar de unde Dumnezeu a apărut, țuș cu mașina așa prin fața mea, se oprește după 3 metri și începe să urle la mine. Unde te uiți, omule? Uită-te pe unde mergi. Nici tu bună ziua, nici pupă-mă în fund, tătăie, dar nimic, să urcă în mașină. Și pleacă. Uf! Adu-mi un pahar cu apă. Spune-mi, Leo n-a venit? E în casă. Ah.
Ai zis că-ți faci o fundație, o asociație teatrală? Să joci ce vrei tu și cum vrei tu? Te ocupa de asta? Nu. Nu auzi că aștept un răspuns de la o probă? Stau și așa în tensiune, nu mă mai agita și tu. Nu mă mai duce capul la tot acum. Ești frumos, ești talentat, ce-ți lipsește? Norocul. Norocul și-l mai face și omul cu mâna lui. Deci nu știi nimic despre Ștefan. Deci nu. Tu ai mai vorbit cu Ștefan în ultima vreme? Nu, de ce? Eram curioasă. Dar tu ce ai făcut toată ziua? Da, de ce mă întrebi? Ca să aflu. Ești cam curioasă azi. I-ai luat portocale, Catrinei? Ia du-te și iei portocale. Dar de ce să mă duc eu? Sorine, ce facem noi aici? Eu te întreb pe tine, tu mă întrebi pe mine? Nu crezi că pun cam multe întrebări? Ce te uiți așa la mine? Ce vrei? M-a trimis tata să iau par cu apă. Eu mă întreb dacă, cum pot eu să știu dacă a băut cineva din paharul ăsta fără să întreb? Ah, iar am întrebat. Nu știu exact, cred că Magda. Căh. Ce e ciumată? Ce are? Spară-l dacă vrei. Dacă nu tinde, mâna și ia-ți altul. Vreau să aveți o atitudine civilizată față de cumnata voastră, chiar și când nu e de față. Mă gândesc cu groază ce o să se întâmple când o să vă însurați voi. Din partea mea poți să stai fără grijă. Sunt celibatar convins. Ai pentru Sorin bag una în foc, nu o să-ți aducă prea curând o femeie în casă. Tataie, mă lași să-ți fac curat în cameră? Nu, n-ai ce căuta acolo. Dacă mai făceam un pas, peste două zile mestecați în colibă. Ai nu vorbi așa. Ce, n-am dreptate? N-am nevoie să gândești așa. Nici nu vreau să-mi imaginez cum ar arăta curtea asta fără matale. Știi că undeva în Sumatra e un trib care își urcă bătrânii în copaci. Păi mă vine tot tribul scutură de copaci. Care cade e mâncat, care rămâne răiește. Ce-ar fi să facem noi? Să adunăm tot neamul Matei, facem un conciliabul de familie, mă urcați în copac și să o vezi pe Magda cum o să mai scuture de crengi. Hai mă, lasă-ți fac curat în cameră. Sorine! Băiatul ăsta e bun de trimis după moarte. Leon a venit? E în casă. Auzi? Mm. Nu te superi că te întreb. Ce? Dar Victor ăsta, al tău, nu e de o vârstă cu Vasile? Dar de când ești așa curios? Tată, ce s-a întâmplat? Era să dea nebuna aia de Magda peste mine cu mașina, dar nu i-a mers. Și ești bine? M-am ferit. Uite ce am făcut, o eschivă. Nu știi să bați la ușa? Ce intră așa? Ce vreau să zici? Pervers mic. De dacă mă lași să-mi termin treaba, vorbim. Am probleme cu atenția distributivă. Cu bună simț ai tu probleme. Nu crezi că ar fi mai cinstit să-ți vezi tu de viața ta? Dar ce ai, mă? Ce te rățuiești așa? Ce vreau să zici? Ești chiar prost? Vrei să provoci o discuție de care o să-ți pară foarte rău? Eu zic să te mai gândești. M-am gândit. Bine, băiețaș. Dar de fapt sunt fratele tău și de datoria mea să o spun. Tu ai impresia că toți din jur nu văd nimic, nu înțeleg nimic. Sunt niște naivi născuți al altăieri pe care tu îi păcălești cum vrea mușchiul tău? Fals. Nu înțeleg. Nu înțelegi. Fac o paranteză. Când eram în facultate, am jucat într-o piesă. Gustul mierii se numea. Ai auzit de ea?
E o poveste foarte frumoasă acolo. Nu sta de citit ca tine. Vai, ce m-ai speriat. Uite că mi-a sărit și săpunul din mână. Știi, am niște probleme la spate de o vreme. Nu vrei să le ridici tu? Văd că nu înțelegi. Hai că am să fiu mai clar. Băiețaș, ar fi cazul să treci de faza de negare. S-au trecut deja. Și te sperii de cum am putea reacționa? Băi, nu mai spune tu mie, mă, băiețaș! De când spui tu mie, băiețaș, a? Ho, istericule, ho! Bun. Văd cum se poate vorbi cu tine. Ai grijă. Dacă ai ceva de ascuns prin calculator, bagă și tu parolă pe folder. Da? Bună, dragă. Păi unde să fie? Le-am lăsat în cancelare pe masă. Nu sunt. Bine, ia cheia de la 2B și vezi că trebuie să fie acolo în sertar, da. Ei, nu vin. Dar nu mă interesează sindicatul vostru. N-a plecat nici el? Tu de ce m-ai sunat să mă tragi de limbă? Și tu ce cauzi la ora asta la școală? Vezi să nu te împiedici. Bine, hai, dacă nu poți să vii în seara asta, ne vedem mâine. La consiliu, da, hai. Hai, du-te acasă, bine, pa. Tu-l cunoști pe Emil Hosu? Pe cine? Actorul ăla care a jucat în filmul, cum îi spune, Buletin de București. Mircea Diaconu? Mircea Diaconu? Nu, Emil Hosu, așa-l cheamă. Mircea Diaconu a jucat în Buletin de București. Mă, ce-o tot ții langă cu Mircea Diaconu? Eu de Emil Hosu te întreb. Matale, n-auzi ce zic? Emil Hosu nu a jucat în Buletin de București. Mircea Diaconu a jucat. Și Emil Hosu în ce a jucat? Nu știu exact. Multe alte filme. De ce mă întreb? În sfârșit, poate le-am încurcat eu, dar vreau să fiu sigur că știi despre cine vorbesc. Tata, eu am înțeles ce îmi zici. Știu cine e Emil Hosu, doar că el nu a jucat în Buletin de București. Mircea Diaconu a jucat. Mai nebunit, lasă-l încolo pe Mircea Diaconu. Pe mine Emil Hosu mă interesează. Mă, sfârșit. Stai puțin. Sfârșit. Poate le-am încurcat eu. Uite, ăsta e. Ba, ăsta e Emil Hosu. Ce-i cu el? Îl cunoști? Îl cunosc, am făcut un ciobuc cu el la o televiziune. Care treabă? Mă ajuți? Cu ce? La ce teatru joacă? La Teatrul Notara, parcă. Dar tu de asta m-ai chemat încoace să mă întreb unde joacă Emil Hosu? Ascultă, Leo, e o urgență. Am nevoie să-mi cumpăr două bilete la un spectacol în care joacă omul ăsta. Păi și n-ai putut să-mi zici la telefon? Altfel vorbim noi între patru ochi. Hai că atâta lucruri pot să-și cer și eu. Pe mine n-ai venit să mă vezi jucând. Dacă jucai, veneam. M-ai chemat tu la Național. Erai pe scenă, băteai într-o tobă. Dar mai erau acolo 100 de înși îmbrăcați la fel, care băteau toți în tobe. Și m-ai așezat și, în primul rând, două săptămâni mi-au bătut tobelele în cap. Leo, nu mă lăsa. E un caz special. Forță majoră.
Da, taie, ce ai de gând? Nu pot să spun. Deocamdată. Dar fii atent. Rămâne între noi. De ce ai fi avut eu impresia că tu ești îndemânat? Strigură mâinile. Hai, mai poți sau nu poți? Stai așa, nu te mai mișca. Catrina, ce faci tu acolo? Curățenie. Arunc toate prostiile astea lui tata. De mult voiam să fac. Dar ce ți-a venit? Era mizerie și ce praf acolo. Ia uite, România liberă. Flacă. Tineretul liber. Adevărul. Mamă, nu pot să cred. Fii atentă să iei de pe 20 aprilie 91, când făceam eu 10 ani. Pe asta îl păstrez. Ține-le pe toate. Astea fac bani bune acum. O să le cumpere Sulea. Pardon. Hai mă, Sorine, că mi-a morțit gâtul. Stau ca Cleopatra înțepenit aici un sfert de ceas. Poți sau nu poți? Du-te așa, cu numai cu cercele mai șic. Ia, uite, Angela Similea, un albastru infinit. Marea. Mai avem pick-up, Sorin? Are tataia, dar nu merge. Cu asta ce fac, le arunc? Cred că ar fi mai bine să nu trebuie taică tu, dacă poți să le arunci. Poate îi mai trebuie. Dar la ce ți-i mai trebuie? Le ține aici de când eram eu mică, numai prostii. Yes, am reușit. Dai o bere? Nu. Uite ce ai făcut pe tine. Du-te și schimbă-te, nu mai umbla în halul ăsta. Dar lasă-mă în pace. Dar pentru ce-ți trebuie ție două bilete? Mă ajuți sau nu? Fac tot ce depinde de mine. Păi asta vroiam să aud. Bine. Și eu aveam ceva de vorbit cu tine. Ce? Cum stai cu banii? Care bani? Poți să mă împrumuți până săptămâna viitoare? Am nevoie pentru o treabă. Cel mai târziu, la sfârșitul lunii, cum fac rost de niște bani, ți-i dau înapoi. Ce zici? M-ai servit, te-am servit. Așa mi se pare corect. Corect, mă, Leo. Dar nu-i frumos. Puțin ai fi semănântul. Cât? Nu mult. 4-5 milioane. Tu vrei să-mi iei toată pensia? 3. E mult, mă, Leo. Nu pot. 2. Până când ai zis? Sfârșitul lunii. Dar fii atent, ce am vorbit rămâne între noi. E o obligație. Uh-huh. Vreau să fac cuiva o surpriză. O cunoștință. Îmi dai? Să mă mai gândesc. Soare de mare, lună de mare, noapte de mare, hei mare. Catrina, mai ai tu o pauză, mare, că m-ai terminat. De azi dimineață te agiți în continuu. Ești obositoare. Așa, stați toți cu gura pe mine, tocați-mă. Mulțumesc pentru sprijin. Magda, de ce a venit? Nevadă. Nu se poate. Ce căutăm aici? Ce s-a întâmplat? Uite-l pe Piki. Ce faci, dragule? Mai are o ureche.
și un ochi. Cine a scos ochiul? Păi nu mi l-ai dat mie. Păi și așa te porți cu jucăriile, scoți ochii. Mamă, te rog, potolește-o. L-am aruncat că era urât. Am și uitat de el. Oricum nu era jucăria mea preferată. Nu mă bag. Tu dai seama ce ai făcut? Cum ai putut să te porți așa cu el? Și bine că Pichi era prietenul meu cel mai bun. Te rog frumos să-i pui ochiul la loc. Hei, uite-l pe Pichi. Unde l-ai găsit? Unde ai fost, mai băiatule, până acum? În magazie. De ce e așa jigărit? Uite în ce hal a ajuns. Vezi, Catrina? Vezi? Nu meritai să ți-l dau. Nu se poate. Cine a scos un ochi? De ce i-a strupt urechea? Sorin. Ai scos un ochi? Ce ai făcut cu el, mă? E cel mai urât urs din lume. Nici măcar nu-i stătea capul drept. Când a ajuns la mine după ce a trecut prin mâna voastră, zici că era o barză, nu unul. Ce ai spus? Nu poți să vorbești așa despre Pichi. Măi, Pichi e un membru al familiei și are aceleași drepturi ca și tine. Dacă nu vorbește, asta nu înseamnă că nu simte, când nu-i iubit. Hai să vezi când o să afli Ștefan. Sunteți nebuni. Leo? Îți dau 3 milioane de lei cu o dobândă de 50% pentru o lună de zile. Sau 2 milioane tot pentru o lună de zile cu o dobândă de 30%. Sau mai bine, îți dau 1 milion și nu trebuie să mi-i mai dai înapoi. Vrei? Mulțumesc. Pentru discreție, mai ales. Cu plăcere. Și nu uita ce te-am rugat. Tată! Unde te tot duci? Treaba mea. Mă pui pe gânduri. De ce îmi trebuie bilet de voi? Dar tu ce te-ai gătit așa? Unde te duci? Iau și eu o banană, că au magneziu mult, pot? O să le iei pe toate, tata e. Mulțumesc. Unde te grăbești, tata e? Treaba mea. Dom'le, dar nici în armată nu mă întrebau atât de des unde mă duc. Ah, și mă gândeam să plec mai devreme. Tate, uite ce a făcut Sorin lui Pichi. Ce hal a putut să-l aducă? Vai, lasă că vă cumpără tata altul mai frumos. Bună ziua, Elinca. Bună ziua, Vasile. Ce mai face fata mea astăzi? Bine. Ce mai ai adus acolo? Banane. Oh, uite ce frumoase sunt. M-am gândit să-ți cumpăr niște fructe. Aveau și mandarine și portocale. M-am gândit că e mai bine să-ți iau banane. Nu știu ce mi-a venit. Așa e când să se aleagă praful. Orice ce aș face, cum aș întoarce, tot un drac. Tati, tu ai băut? Da. Da, nu ca să mă îmbăt, am băut de plăcere. Am băut așa ca să mă simt mai bine. Nici nu vă dați seama cât de mândru sunt când mă uit la voi. Și văd cât de mare ați crescut. Sunt eu fire emotivă, dar pot să-mi dau și o seama de niște lucruri. Să știți că n-a fost deloc ușor. Eu și cu doamna de aici, mama voastră. Stai puțin. Stai, un minut îți cer. După o viață întreagă. Înseamnă un minut. Uite, dacă toți sunteți aici cu toți, vreau să vă cer părerea și vouă. De fapt, vreau să vă întreb ceva.
ce fel de om sunt eu? Ce credeți voi despre mine? Bine, lasă să-mi răspundeți altă dată. Mă duc să mă culc. Nu vreau să mai deranjez pe nimeni. S-o găsi poate cineva să-mi dea o cană cu apă la bătrânețe. Ce zici? Da, un alt. Dacă o să ai noroc. Ilinca, te anunț oficial și ceremonios. Pe data de 26, luna viitoare, ieșim în oraș. Avem prima înfățișare la divorț. Să te îmbraci frumos. Stă bine cu cerceiești. Pleci undeva. Cineva banane? Opa! Ce faci, Ștefane? Bine, voi? Magda a fost azi pe aici, nu răspunde la telefon. A fost, da. Dar tu de unde vii? Am fost plecat. Ce vă uitați așa la mine? S-a întâmplat ceva? Uite, l-am găsit pe Bichi. Nu mai ții minte? I-a scos Sorin în ochi. Știți ceva de Magda? A fost mai devreme pe aici, acum a plecat. Era foarte supărată. Putem să stăm puțin de vorbă? Da. Uite care-i treaba. Au intervenit niște modificări. O să mă înțelegeți. Aș vrea câteva zile să stau aici. Nu puneți întrebări. Tata unde-i? A venit acum câteva minute. S-a dus să se întindă, că era obosit. Leo, rămâi și tu. Se întorc păsările călătoare. A citit un interesant, oare unde l-am auzit? De ce? Ce s-a întâmplat? Nimic. Am nevoie de o pauză. Ce fel de pauză? Pauză de Magda. Ți-a nu-i clar? Și Titus? Câteva zile, mamă. Crede-mă că știu ce fac. Așa e cel mai bine. Nu sunt foarte sigură. Pot să obțin asta de la tine fără 100.000 de explicații? Da sau nu? Puteam să-mi închiriez o cameră la hotel. Ideea nu e că n-am unde să stau, ci că aș vrea să stau aici. De ce devine totul foarte complicat când vorbesc cu tine? Aici e și casa ta. Poți să stai cât vrei. Eu nu știu de ce ai nevoie de aprobarea mea, dar nu despre asta e vorba. De ce totul în regulă? Nu cred că e bine, Ștefan. Nu e momentul să mă tragi de urechi. Nu mai sunt copil. Atunci poartă-te ca un adult. Eu tocmai asta fac. Nu sunt singur, sunt cu Ana. Femeia asta ți-a făcut numai rău. Ce faci, mă? O lași să stea în mașină? Nu-i frumos. Faceți cum vreți. Mă duc să o aduc. Vă rog să vă purtați frumos cu ea. Fără comentarii.
vine să cred. Bună frumoasă! Sărut bună! Am mai crescut, nu? Ștefane, ce căutăm noi aici?